Biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae din satul Olteni este una dintre cele mai vechi ctitorii din județ, care, de-a lungul vremii, a suscitat interesul cercetătorilor. Se pare că biserica ar fi fost clădită în secolul al XIV-lea și reconstruită în perioada 1585-1586, ctitor fiind înalți ierarhi Vlădica Eftimie și Mihail Episcopul Râmnicului. Zidurile lăcașului sfânt ar fi fost pictate parțial în 1794-1795. După Revoluție, atât localnicii cât și autoritățile au pus mână de la mână pentru a restaura lăcașul sfânt. Pe toți ferește de această priveștie cumplită, păzindu-i de mântuiți de orice boală vătămătoare și păstrindu-i cura ta cea atotputernică, te supărați de orice chinire cumplită și tulburare pierzătoare, cât și la adevăr iuțimea mâniei tale era cuprins pe toți și ne-a tulburat. Și chiar de nu ne-am întoarce cu totul de la vitreșugurile noastre, izbăvește-ne pe noi pe toți de sfatul rău și ne dă să-ți mulțumim pentru toată facerea de bine. Din ce aflăm și noi și din alte izvoare, se pare că este mult mai veche și ar fi prima atestare a episcopiei, a primei biserici a episcopiei Râmnic. Este, sigur, de fiecare dată și după cum ați văzut, comunitatea a ajutat, pentru că aici trebuia să fie un loc unde să-și regăsească liniștea și credința mulți dintre credincioșii din localitatea noastră. Este cel mai vechi sat socotit Olteni. Vâlcenii prezenți la hramul bisericii din satul Olteni s-au rugat pentru sănătate și vremuri mai bune. Pentru familie, pentru sănătate, pentru prieteni, pentru tot poporul, tot și toată lumea să fie bine. Venim de fiecare dată la această mare sărbătoare. Da. Puteți spune pentru ce v-ați rugat astăzi? Pentru sănătate, în primul rând, pentru mine și pentru familia mea și pentru toți pe cei care îi cunoaștem, în primul rând. Că restul vin de la Dumnezeu, vin de la noi, dacă nu stăm cu mâinile în sân. Nepoții mei care sunt Nicolae, așa, pentru părintele meu care e Nicolae, care a murit, și pentru toată lumea. Să fie bine, să scăpăm și noi de ce avem pe cap. La mulți ani tuturor celor sărbătoriți astăzi, Sfântul Ierarh Nicolae, cel care este apărătorul, până la urmă, al copiilor, nevoiașilor și a noastră a tuturor, este hramul Sfintei, de astăzi, al Sfintei Biserici din Olteni și ne bucurăm și așteptăm de fiecare dată cu brațele deschise pe toți cei care sunt alături de noi.